De ce trebuie să îți oprești gândurile? Ca să poți fi să poți să fii prezent în acest moment. Ca să poți să fii prezent, tu trebuie să-ți oprești gândurile. Altfel, ce sunt gândurile, de fapt, da? Un gând al meu este despre trecut sau despre viitor. Da? Pentru că în momentul prezent eu trăiesc. Deci acolo nu mai e un gând. Adică mă gândesc acum, mănânc, fac ceva, o acțiune a momentului prezent. De obicei, când oamenii se gândesc undeva ori în trecut, ori în viitor, la dorințele lor. Da? Și atunci tu, în momentul ăla când te gândești la viitor, tu nu mai ești prezent aici. De fapt, tu pierzi momentul ăsta să te bucuri. Despre asta e vorba. Dar e o necesitate la un moment dat să-ți mai oprești mintea și gândurile. Este pur și simplu necesar ca să poți să fii prezent aici. Altfel nu ai cum să fii prezent. Ok, dar cum faci asta? Cum faci să-ți oprești gândurile? Da. Cum? Păi primul rând trebuie să ți le detectezi. Să vezi în ce te gândești în momentul ăla. La ce te gândești. Să presupunem că știi la ce te gândești. Care păi nu știi. Tu nu știi la ce te gândești. Doar când o să vrei să-ți oprești orice, doar când vrei să-ți oprești orice gând, atunci o să vezi la ce te gândești. Și că nu poți să te oprești, să te oprești mintea, știi? Să iau pâine asta prăjită aici. Păi realizez că nu pot să opresc. Ce? Îmi dau seama că nu pot să opresc aceste gânduri și știu cam în mare la ce mă gândesc. Da, fiecare se gândește la dorințele lui. De obicei, dorințele sunt proiectate în viitor. Adică tu, de fapt, cu mintea ești undeva în viitor, într-o acțiune a ta, într-o dorință a ta, care dar tu, de fapt, cu corpul ești aici. Da, așa, da, acțiune... Chiar dacă în capul tău derulezi un film. Care se petrece conform dorințelor tale, practic. Da, conform cu dorința ta, nu te gândești. Gen, să spunem ceva legat de vârsta ta. Nu? În viitor să-mi iau nu știu ce bicicletă. Uite, când mă fac mare la 18 ani, să-mi iau și eu o carnet de șofer să conduc. Tot felul de dorințe. Dar tu în momentul ăla, tu nu mai ești prezent aici. Tu te gândești acolo și ești acolo cu mintea și cu tot sufletul tău ești acolo. Tu de fapt nu mai trăiești momentul ăsta. Că n-ai în timp ce te gândești când o să conduci tu mașina ta proprie sau știu eu, când o să ai tu o casă și copii și te gândești la momentul ăla, tu de fapt ești acolo. Tu deja ești în filmul ăla. Adică da. Tu cu gândul ești acolo, în visurile tale, în gândurile tale, în proiecțiile tale. Și cu atât mai rău dacă ai mai multe gânduri simultan, pentru că asta se întâmplă. Tu te gândești în același timp, se succed, acum ai gândul ăsta, apoi mai vine și ăsta, apoi ca la calculator când se descurc mai multe icoane, mai multe task-uri. Nebunesc task-urile alea. Și alea sunt tot timpul în bară. Da? Deci alea sunt în bară și ele sunt active tot timpul acolo. Rulează așa din cât și în cât. Și omul are multe task-uri din astea deschise, în același timp. Și nu nebunești dacă ai prea multe? Păi dacă... Diferența între starea de om normal, când spunem că un om e nebun? Când spui că un om este nebun? Când el nu mai este prezent aici, în acest moment. Că nu te mai înțelegi cu el. Ce înseamnă asta? De exemplu, am avut un unghi care te întâlneai cu el și vorbeai foarte frumos, adică foarte normal. După ce stăteai în vorbă cu el, pleca mai încolo și striga. Să moară Ceaușescu, o să vină Ceaușescu să vă prindă și striga pe stradă. Ce înseamnă asta? Că el cu mintea lui... Trăiește în trecut. Trăia în trecut cu Ceaușescu. Nu? Sau într-o imagine în care nu era acolo de fapt. Da? Asta, atunci ești catalogat ca nebun. Deci, da. Trist să spun, dar starea asta a gândurilor este foarte aproape de starea de nebunie. Pentru că nu mai poți mai fi conștient în prezent. Nu mai poți să fii conștient în prezent. Bravo, ai înțeles. Și dacă nu mai poți să fii conștient în prezent, cum naiba să rezolv eu ceva dacă eu stric pe stradă? O să vină Ceaușescu să vă pedepsească, o să facă nu știu ce și zbier pe stradă, nu? Eu înseamnă că nu mai sunt conștient că în momentul ăla pe stradă nu e nimeni, niciun Ceaușescu. Și oamenii aud ceva care nu văd. Eu degeaba le spun Ceaușescu, nu știu, și oamenii care trec pe stradă, trecătorii, dacă ar face toți la fel, ce ar fi? Nu? Am fi nebun cu toții, nu? Să ne spunem ce avem în mintea noastră, nu? El credea atât de mult în ceea ce... În gândurile ale lui, încât aia era starea de nebunie. El credea ceea ce spunea. Doar că erau doar niște gânduri. El nu mai făcea diferența, da? El nu mai făcea diferența că alea sunt doar niște gânduri și el îi interpreta ca pe o realitate. Și de-aia începea să strige, da? Pentru că pentru el erau lucruri reale.
Așa se întâmplă și, și cu oamenii care povestesc și suferă despre situații care nu sunt prezente. Un om suferă de problema lui din trecut. Omul ăla e bolnav. Da? De problema lui din viitor, care încă nina o are deja. Și el suferă. Suferă că o să moară. El suferă acum. Da, poate nu o să moare decât peste 200 poate de ani. Poate nu o să mor niciodată. Poate, știu eu, medicina asta evoluează așa mult și e o pastilă și mai trăiești un milion de ani. Nu știi. Și atunci tu de ce să suferi pentru ceva care va fi... Va trebui să suferi la momentul ăla, nu? Acum nu ți se întâmplă nimic rău în momentul ăsta. Da. Deci vreau să spun că starea de nebunie este în momentul când tu nu mai faci diferența între gândurile tale și realitatea. Adică dintre virtual și real. Exact, tu zici acum, sunt supărat. Și tu mă întrebi, de ce? Am pierdut la joc. Și tu spui așa. Nu știu. Ieri, vecinul meu m-a înjurat. Și tu spui, bun, dar asta a fost ieri. Tu nu mai trăiești chestia asta acum, de ce te superi? Pentru că pentru tine în momentul ăsta este ceva real, trecutul. Păi trecutul nu mai este real, că realitatea ta nu mai este trecutul tău. Realitatea ta e prezentul tău. Adică ieri te-a înjurat, într-adevăr. Dar acum nu te-a înjurat nimeni ca să mai fi supărat. Da? Acum este o altă zi. Sau acum 10 ani ți-a făcut nu știu cine, nu știu ce. Sau o să, nu știu, cândva în viitor mi se va întâmpla nu știu ce lucru. Bun, o să vezi atunci cum gestionezi situația. Uite că acum nu ți se întâmplă. De ce trebuie să trăiești tu o nenorocire viitoare? Nu? Care, asta este care o stare de nebunie. De fapt, tu în prezent trăiești ceva care în sufletul tău care de fapt nu trăiești ție, nu ți se întâmplă în momentul. Da, tu zici... E doar o stare pe care tu ți-o induci singur. Tu crezi că suferi acum și tu suferi pentru că în viitor eu voi avea o problemă, da? Și tu îți generezi această stare de suferință. Suferința nu ai, că n-ai ajuns încă la momentul ăla, nu? Și chiar dacă este ceva din trecut, chiar dacă este tu trăiești ceva... oricum în prezent. El a fost, a trecut, gata. Ai suferit la momentul ăla, când știu eu, cineva ți-a vorbit urât sau cineva cu care te-ai supărat. S-a întâmplat ceva, nu? Bun. Ok, dar momentul ăla a trecut. Acum noi suntem în alt timp, în alt moment. Da? Și atunci trebuie să savurăm și să ne bucurăm de momentul prezent actual. Nu mai ai treabă cu trecutul. Nu mai poți să trăiești chestia aia. Nu mai poți să trăiești nenorocirea de ieri. Ai trăit-o ieri. Ok. Ai avut un accident. L-ai avut. Da? Ai făcut o prostie. Okay. Ai făcut-o. Ok. Acum ce rezolvi dacă te superi? Și plus că tu nu mai ești prezent. Nu mai ești acolo ieri. Tu ești astăzi. Da. Uite că astăzi n-ai făcut o prostie. Da? Astăzi ești ok. Ieri n-ai fost ok, dar astăzi ești ok. Dă-ți șansa să fii ok. Deci nu poți trăi decât în prezent. Da. Atât. Nu poți să trăiești în viitor. Am Dacă înțeles. Trăiești în viitor, cum poți să trăiești în viitor? N-ai cum. Și cu toate astea, oamenii, paradoxal, da, toți suntem prinși în chestia asta de trecut și viitor. Da? Și când ești prins acolo, ai o stare, cum să spun eu, de nebunie. De adevăratele. Deci asta e o stare de nebunie. Adică tu trăiești, de fapt, ceva care nu trăiești. În sufletul tău, tu te macini de ceva care, de fapt, în momentul ăla nu ți se întâmplă. Ori ți s-a întâmplat în trecut, ori presupui tu că se va întâmpla în viitor, dar n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. Nici că o să ți se întâmple, pentru că nu cunoști viitorul. Și atunci, dacă ai suficient puțină inteligență, poți realiza că e mai bine să trăiești în prezent. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești la viitor. Nu înseamnă că nu trebuie să te gândești la... sau la trecut. Trebuie să înveți din trecut, nu? Dacă știu eu, ai avut un conflict cu ceva timp în urmă, trebuie să reușești să înveți de ce ai avut conflictul, ca tu în viitor să nu mai repeți această greșeală. Nu? Și cum faci să nu mai repeți această greșeală? Încerci să rămâi conștient. Adică să trăiești în prezent, asta nu să fii conștient. Pentru că tu, dacă ai niște frământări și niște gânduri despre viitor și vine ceva către tine acum, tu nu poți să fii prezent. Și atunci te enervezi sau te superi, nu?
Pentru că de obicei gândurile alea sunt despre niște probleme nerezolvate ale tale.